spun foarte mult. Explicit, ca să se înțeleagă foarte clar. E vorba despre complexul iudipian și despre relația aproape incestoasă, în principiu. Da. M-a oprit monterul și mi-a dat alții niște sfaturi, cred că aș fi lăsat-o mai lungă dacă era. Aș vrea să vă felicit în primul rând pentru film și am avut așa o mică senzație la început când am văzut acele geamcături, am spus nou val francez. Apoi când am văzut mita în scena de la petrecere, undeva apoi pe măsură ce a evoluat în poveste, mi-a se simte foarte bine. Întrebarea felul în care ați abordat și aici cumva duc mai departe ce spunea doamna de dinainte despre filmare, are legătură acest fel de abordare cu Doma 95, Doma francez, felul cum a fost tăiturile de pe teatru? Da, cu siguranță are legătură și lucrurile conștient sau inconștient m-am inspirat de acolo și din Dogma 95 și din Noul Val francez. Ideea a fost, cum am spus mai devreme, să nu controlez filmarea, de aceea am lăsat și libertatea asta a operatorilor. Și la montaj am procedat exact la fel, pentru că am vrut să filmul să nu aibă o stilistică anume, să nu aibă un stil propriu, adică sunt sărituri peste ax, sunt la un moment dat se respectă, la altă secvență nu se respectă și asta a fost și intenția. Da, nu era ca un reproș, deci personal... Am înțeles. De asta am să spun, că e un stil nou, în regulă. Nu îl vă rămâne să face cu camera de pe umăr, dar e un stil nou, care nu a mai fost... E un amalgam. Da, e un amalgam, adică nu e un amalgam. E un amalgam nou.